Un bărbat de 50 de ani din municipiul Motru a fost reținut ieri pentru 24 de ore de polițiști. În data de 4 octombrie, acesta a fost depistat în trafic cu o alcoolemie de 1,68 mg per litru alcool pur în aerul expirat. Ulterior, bărbatul a fost condus și către o unitate medicală în vederea recoltării de probe biologice. În cursul acestei zile, acesta a fost prezentat parchetului de pe lângă judecătoria Motru cu propuneri legale. În fapt, la data de 4 octombrie anul curent, bărbatul a fost depistat de polițiști în timp ce conducea un autoturism pe drumul județean 671B în Sureței, având o concentrație de 1,68 mg per litru alcool pur în aerul expirat. Acesta a fost condus la unitate medicală în vederea recoltării de probe biologice și stabilirii alcoolemiei. În cursul acestei zile, bărbatul va fi prezentat parchetului de pe lângă judecătoria Motru cu propuneri legale.